fără binecuvântare fiind, am ajuns undeva într-un vârf de munte, nu spun unde, undeva în România. Acolo mi-am propus eu să mă duc să meditez. Nu mi-am pus problema cu ce o să mă îmbrac, ce o să mănânc. Am zis, mă duc în pustie și are Dumnezeu grijă de mine. Și a avut în felul următor. A venit o turmă de mistreți, cu viteză foarte mare, galop către mine. Atât de îngrozit am fost, că ce am urcat în jumătate de oră, am coborât în 3 minute. Știu că am luat primul tren și m-am întors către casă. Când am ajuns acasă, am deschis Sfânta Scriptură într-un loc în care spune că Duhul îi duce pe cei neîncercați în pustie ca să-i piardă. Și atunci mi-am dat seama că nu pot să fac lucrurile de capul meu. Și am început să caut sfaturile unui duhovnic competent. Acum nu vreau să discut nici pro, nici contra vis-a-vis de competența oamenilor, pentru că oamenii sunt oameni pretutindeni unde sunt. Sunt în orice domeniu și specialiști și oameni aflați în treabă pe acolo, vorba lui Petrețuțe. Am dat și de preoți care mă întrebau, ai mințit, ai înjurat, dar care efectiv nu mă spovedeau, nu erau îndrumători, erau spovedaci, cum le spun. S-a întâmplat să întâlnesc însă și oameni foarte așezați duhovnicește și cred că oricine caută găsește, neîndoielnic. Și dacă nu găsește, îi scoate Dumnezeu în cale. Și dacă îi scoate în cale și nu vede, îl duce de nas. Și dacă nu îl duce de nas, îl duce oricum, dar tot îl duce și, sau îl aduce. Dumnezeu rânduie în așa fel încât omul își găsește locul. Nu mă îndoiesc de locul ăsta. Mi-am dat seama de fapt că problema cea mai mare a omului nu este faptul că Dumnezeu nu ar fi prezent. Nici de cum. Dumnezeu e foarte prezent. Dovadă că mie păcătosului mi-a vorbit. Cum mi-a vorbit, prin cine mi-a vorbit, n-am mai stat să contabilizez, dar mi-a vorbit. Și atunci mi-am dat seama că de fapt cea mai mare problemă a omului este surzenia omului. E faptul că face dopuri de ceară în urechi, la figurat vorbind. Și atunci am nevoie de câte o spălătură. Și spălătura asta vine atunci când omul se leapă de el, de fapt, de păcatul interior. Că m-am dus de nu știu câte ori la spovedanie. Au fost ani de zile în care mă duceam la spovedanie și mă întrebau prietenii apropiați mea, tu chiar nu simți după spovedanie nimic? Zic, măi, știu că e bine, dar nu te simți diferit? Nu, mă simt tot la fel. Deci aia e o vreo problemă. Eu nu știu ce problemă să am, păi nu știu, nu știu, trebuie să simt ceva în mod deosebit. Au durat ani de zile până când, stând în lascivitatea asta, mi-a fost greață de starea propriu-zisă. M-am săturat de când m-am săturat. Eram sătul de mine și am spus, dom'le, nu fac nimic. Nu sunt nici măcar cum eram la început, când eram foarte căutător și eram din tot sufletul, sincer, și eram nebun după Dumnezeu. Și chiar prostii făcând, dar m-am dus să le fac cu sinceritate și Dumnezeu mi-a arătat că m-a văzut că sunt sincer. M-a văzut că nu vreau să fac rău, ci îl caut cu nebunie. Și atunci m-a întors. M-a lăsat în avântul meu, dar mi-a dat o direcție bună. Și zic, acum de o vreme am devenit un prea cuvios, cu nasul în pământ, îmbrăcat călugărește, cu plete, cu barbă și așa mai departe. Ajunsesem în facultate de teologie, toată lumea mă stima și mi-am dat seama că era de fapt un joc al imaginilor. Nu era nici de cum o cunoaștere interioară. Ceilalți habar n-aveau despre mine și atunci de unde mă stimau? Mă stimau din ceea ce vedeau. Și mi-am dat seama că de fapt am pierdut legătura cu ceea ce mă stârnea. Eu când am plecat către Dumnezeu, am plecat stârnit fiind de ceea ce vedeam în jur, de anormalitățile lumii din jur. Căutam normalitatea. Și izolându-mă într-un mediu în care toată lumea vorbea de Dumnezeu, toată lumea era cuvioasă, era bine, dar era un bine de aparență, era ca și când ai pune un plasture pe bubă, dar nu rezolvi buba. Din clipa respectivă mi-am despletit părul care l-aveam prins, m-am îmbrăcat în roșu și am zis acum pot să-i smintesc pe toți care m-au cinstit pentru înfățișare. Și de acum înainte mă duc acolo unde sunt problemele mai mari între cunoscuții mei, prieteni, studenți. M-am dus în căminele studențești. M-am lăsat stârnit de problemele lor să le discut cu ei. După ce le-am discutat cu ei și ei m-au răvășit, m-am întors la prietenii mei teologi și am început discuții cu ei până dimineața la ora 5. Țin minte că făceam asta cu un vârf de al meu și soția tot îl întreba, dumneavoastră, de ce vă mai întâlniți? Că în fiecare de fiecare dată când vă întâlniți, vă certați. Și până dimineața atât de mult stăruiam asupra unui subiect și ne rugam împreună să primim răspuns până când ajungeam la răspuns și căutam în cărțile Sfinților Părinți și spuneam, da, dumneavoastră, așa este. Și eram bucuroși dimineața.
Și mi-am dat seama că, de fapt, pe om nu-l mulțumește nici să stea în zarbă fără de Dumnezeu, dar nici să stea într-o singurătate steapă, de asemenea fără Dumnezeu. Are nevoie de Dumnezeu, dar are nevoie și de aproapele. Adică dacă stau eu doar cu Dumnezeu, aș putea să stau în cer, dar sunt pe pământ, am și trup. Adică Domnul Iisus Hristos n-a spus, Tată, ia-i de pe pământ, a spus, lasă-i, nu mă rog să-i iei. Dar m-a lăsat pe mine Hristos ca și pe ceilalți aici, ca prin mine să sfințească lumea. Și am zis, cum poate să sfințească lumea dacă eu pe mine nu mă sfințesc? Și atunci am înțeles că, de fapt, marea provocare este nu doar în raport cu Dumnezeu, ci și în raport cu aproapele. Și apoi am aflat de la Părintele Stăniloae de această triadă, eu, Dumnezeu și aproapele. Nu mă pot defini doar în raport cu aproape sau doar în raport cu Dumnezeu. De ce este biserica? Și abia atunci am avut îngăduința să mă apropiu de... Abia atunci am avut îngăduința interioară. Eu m-am îngăduit pe mine însumi. Până atunci eram atât de încrâncenat încât nu acceptam apropierea de comunitate. Eram, cum probabil sunt majoritatea celor care se întorc către Dumnezeu, pusnici în camera lor. Și niște pusnici ăștia moderni, mai trendy, mai, eu știu cum să spun, îmbrăcat grunge și eu știu cu câte un poster pe perete, dar el e pusnic în camera lui și el știe de ce. Ei, am trecut de acest stadiu și mi-am dat seama că sunt un om care pot să cresc, dar și împreună cu comunitatea din biserică, că sunt trup al ei. Și mi-am dat seama de mare ispită de a sta de unul singur să te rogi, atâta vreme cât nu ești la înălțimea Sfinților Părinți. Neîndoielnic că poți să te rogi și să fii în comunie cu Dumnezeu chiar și în camera ta. Poți, dar cât o fac? În schimb, mi-am dat seama că în biserică mă ridică biserica, fiind împreună cu biserica. Sunt binecuvântări pe care nu le pot primi decât în biserică. Și din clipa din care mi-am dat seama de lucrul ăsta, am început să îi chem și pe ceilalți. Dar nu într-un mod macarentist, adică să-i ameninți, fiți atenți că vă mănâncă iadul dacă nu veniți la biserică. Nu în sensul ăsta, ci arătându-le ce câștigă venind la biserică. Și vorbind așa cu unul cu altul, m-am trezit predicându-le, vorbindu-le. Adică nevoia mea interioară și răspunsurile pe care le-am primit, am început să le transpun în, eu știu, în emisiuni, în conferințe, în discuții, tete-a-tet sau în grup. Și așa s-a întâmplat, printr-o minune, zic eu, că nu, n-a fost rânduiala mea, să ajung și la Mitropolie să lucrez pentru un studio de radio al bisericii. Înainte de a vorbi despre lucrarea pe care ai făcut acolo, după 9 ani te-ai întâlnit cu duhovnicul acela, nu ai continuat. Cum a fost întâlnirea cu el? De când m-a văzut intrând în biserică, mi-a spus de 9 ani te aștept. Și mi-a spus cu o blândețe părintească lipsurile mele, dar m-a și încurajat, asta a fost foarte bine, m-a și încurajat în lucrurile care îmi sunt dragi și sunt bune, vreau să spun, în partea bună a lucrurilor, că în orice ți-e drag este și bun. Și m-a sfătuit, dar e un sfat personal pentru mine, m-a sfătuit că dacă eu doresc să fac misiune în lume, să mă căsătoresc neapărat, să nu rămân monah în lume, pentru că lumea este foarte grea acum și lucrul ăsta va putea aduce prejudicii nu atât a mie care încerc să mă păstrez, ci chiar misiunii pe care o fac, pentru că misiunea va fi strâmbă, conformă cu lupta pe care o am eu interioară. Și mi-a spus că e neapărat necesar pentru cei care sunt monahi să fie în mănăstire, și de acolo să iasă doar sub ascultare când au de făcut ceva, sau dacă sunt un lume să mă căsătoresc și echilibrat fiind să-i sfătui pe alții. Și mai ales